piste eșuate, bugetul nu s-a putut încadra în deficitul de 3%. Dacă guvernul se hotărăște să promoveze bugetul, de exemplu din motive de calendar, prin procedura de angajare în fața angajarea răspunderii în fața Parlamentului, mi se pare o variantă fezabilă. Sunt și ministrele au anunțat deja că vor contesta la Curtea Constituțională în cazul în care guvernul își angajează răspunderea. Nu va prelungi asta foarte mult adoptarea bugetului? Nu cred în așa ceva. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Președintele României, Klaus Iohannis, făcând declarații așa pe bandă rulantă legate de subiectele care se desfășoară prin spațiul public. Bună seara, Răzvan Zamfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. L-a luat pe toate la mână, uite așa era domnul președinte cu întrebările, uite așa se jongla cu întrebările, arunca răspunsul în dreapta, stânga, se uita la unul când la altul, dar îmi plăcea că la un moment dat se uita la altul și răspundea celuilalt. Exact, e un procedeu pe care numai sportivii de mare performanță reușesc să-l facă. No look past se numește, se uită la unul și răspunde celuilalt. Deci era într-o vâltoare de genul acesta. Domnule, e necaz mare în legătură cu desfășurarea evenimentelor în țară. Pentru că avem azi un vot favorabil pentru reducerea TVA-ului de la 19% la 16%.